Nativii zodiei Capricorn. În continuare, Venus în semnul balanței, lucru bun pentru pentru imaginea lor socială, profesională, pentru relația cu șeful, cu autoritățile. Una peste alta, da, sunt în plină activitate neînsemnând un maxim. Este ceva, știu eu, care se construiește, sigur, un moment de care profită. Pe de altă parte, foarte posibil reușesc să ia fața unui competitor. Cine știe, poate că nu neapărat că ei se compară cu cineva, dar alții, clienți, angajatori, șef, îi compară cu altcineva și spun, totuși, i-aș da credit de data aceasta sau în continuare lui, lor, nativilor Capricorn. Din acest punct de vedere, da, aspecte bune în plan profesional. Pe de altă parte, solicitări bune, crescute, în creștere, mai ales pentru cei mai tineri. Sunt cumva testați, sunt căutați. Poate nu pentru lucruri importante, lucruri de amploare, dar cu siguranță, apropo de ce spuneam mai devreme, contribuie, cresc, adună experiență și nu doar experiență, adună și niște buline albe. Da, a știut, a venit, a rezolvat, a fost bun, a răspuns unei urgențe, cu siguranță o să apelez și altă dată la el. Deci, cum spuneam, este o perioadă de construcție, în sensul că foarte bine niște câștiguri mai semnificative în plan financiar vor putea fi observate în perioada, săptămânile, lunile care urmează.